Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. La 15 septembrie anul curent, Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova a făcut public studiu Vox Populi septembrie 2016, președintele Republicii Moldova în viziunea cetățenilor, abordare sociologică. Anume despre acest aspect ne-am propus să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi. Invitații noștri sunt Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și domnul Valeriu Reniță, jurnalist. Bună seara! Bună seara! Domnule Mocanu, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Spuneți-mi, vă rog, care au fost cele mai stringente probleme invocate de către concetățenii noștri? Acest sondaj se încadrează în proiectul Instituția Referendumului și alegerile prezidențiale din Republica Moldova, deoarece noi la începutul anului ne-am propus să desfășurăm, să implementăm un proiect Instituția Referendumului. Și atât noi am studiat această problemă, am desfășurat câteva studii cantitative și calitative și deoarece la 4 martie Curtea Constituțională a primit această decizie de a desfășura alegerile directe pentru președintele Republicii Moldova, deja noi am rectificat proiectul și a doua parte a proiectului este consacrată alegerilor președințiale. Și iată, în cadrul acestui studiu ne-am propus să vedem care sunt totuși problemele prioritare de care este deranjată societatea, să vedem pe a câtelea loc se află problema alegerilor prezidențiale, da? Și totodată să vedem, cunosc lumea când vor avea loc alegerile, data alegerilor, da? Care este atitudinea lor față de decizia Curții Constituționale, deoarece clar că deciziile nu se discută, totuși vrem să vedem care este atitudinea lor față de această decizie și totodată să vedem care sunt calitățile de care trebuie să dispună viitorul președinte, ca să desenăm un portret moral-psihologic al viitorului președinte. Ca în ultimă instanță să vedem, cunosc când este data alegerilor, dorește populația să participe, care va fi activism electoral în această perioadă și totodată, dacă ei pot face o alegere întemeiată, adică, da, de calitățile care trebuie să dispună viitorul președinte și anume pentru cine vor vota, să vedem dacă este o corelare, că îi vor, de exemplu, să fie democrat sau să fie autoritar, să fie competent, să fie ambițios. Și totodată, cine vor să voteze dacă coincide calitățile de care dispune președintele și anume de alegerea făcută. Adică să vedem în ultimă instanță dacă populația noastră, electoratul nostru, poate să facă o alegere întemeiată în cadrul acestui scrutin electoral. Domnule Reniță, v-a mirat faptul că concetățenii noștri își doresc un Țepe sau un Ștefan cel Mare? Nu. Lucrul ăsta a început să apară chiar la sfârșitul anilor 90. Deci dacă vă aduceți aminte atunci când domnul Ucinski a hotărât să pornească o campanie și pe urmă chiar să legifereze un statut a președintelui care ar avea competențe mult mai largi și să transforme țara dintr-o republică semi-parlamentară, semi-prezidențială într-una prezidențială, în principiu, mi-aduc atunci aminte că societatea în general era pentru. Nu era pentru, bineînțeles, o parte din elita politică care era mai aproape de parlament și deputații, evident. Și cu vremea, deci dorința asta de a avea o mână forte s-a accentuat de fiecare dată, deci și vă aduceți aminte cu cât râvnă și cu cât hărnicie s-a votat Partidul Comuniștilor, anume din cauza că au simțit că vor avea un lider cu mână forte. Și l-au votat, chiar și la ultimile alegeri, atunci când de fapt alegerile legale au fost răsturnate de revoluția, așa zisă, color din 7 aprilie, comuniștii din nou, a treia oară, luase votul majoritar. În principiu, știți că n-ajungea un vot de la asta și s-a pornit. Tantă epopeie. Ce s-a pornit, da. Și iată, au venit vremurile astea fără o mână foarte, deși eu consider că, de exemplu, stilul de conducere al lui Vlad Filat era tot aproape de ceea ce își doreau în calitate de premier, își doreau, sigur că nu vroiau să fie furați cetățenii, dar vroiau o mână foarte. Deci acum vedem că odată cu
adoptarea acestei, relansare acestei situații de a alege cu tot poporul, deci de la Opincă la Vlădică, președintele, se menține și chiar se accentuează această dorință de a avea un stăpân. E legat și sigur că și de mentalitatea noastră, despre care deja am vorbit atâtea și devin banalități felul cum judicăm noi. Dar problema este următoarea, deci toți, mai ales liderii de dreapta care vor să devină președinți, accentuează faptul că ei vor o democrație modernă, vor să fie europeni, dar poporul ce spune? Poporul spune că vrea o mână forte. Domnule Mocanu, printre problemele pe care vă întrebam la începutul acestei emisiuni, întâlnim pe poziția 6 a șomajul, dar și situația criminogenă. Spuneți-ne, vă rog, cum s-ar explica aceste lucruri? De ce concetățenii noștri le mai invocă printre cele mai prioritare? De obicei, în toate sondajele desfășurate, nu doar de Asociația Sociologi, dar toate de companii de sociologie, tot predomină blocul social-economic. Deci, populația, în primul rând, este deranjată de prețurile înalte, la produsele alimentare, în primul rând, la resursele energetice. N-au bani cu ce încălzi apartamentul sau casa pe timp de iarnă. Deci sunt probleme serioase de care se confruntă. Dar vedeți că totuși în ultimul timp, problema combaterii corupției stă foarte acut. Uitați, pe locul 2, după topul întrebărilor. Sărăcie, calitatea vieții. Ce aici spuneți dumneavoastră, situația criminogenă din țară, într-adevăr, ce se întâmplă în satele noastre este un dezastru. Uitați-vă, dacă și recent în Sângeră s-au furat 77 de rânduri de păpușoare, adică de porumb, un hectar întreg. Păi asta trebuie 10 de oameni să participe cu câteva tractoare. Adică populația este deranjată că nu li se face dreptate, da? Nu se caută hoții. Se adresează la poliție. Poliția spune, păi aduceți-l, prindeți-l și aduceți-l, așa, și eu să iau măsuri. Ei răspund, păi hoțul și ala nu stă împiedicat undeva pe deal și eu o să vi-l aduc vouă. Deci, situația criminogenă în țară este foarte acută, cu toate că Ministerul de Interne depune mari eforturi, da? Dar sunt restanțieri la acest capitol. Au foarte multe lucruri în acest domeniu. Spuneți-ne, vă rog, de ce unii concetățeni de ai noștri se arată a fi destul de reticenți față de evenimentele politice și din întrebările pe care le-ați acordat am văzut că există un segment destul de mare necunoscând data viitoarelor alegeri prezidențiale, dar și la capitolul participare la urnele de vot. Indicii sunt destul de relevanți. Deci, la întrebarea când vor avea loc alegerile prezidențiale, mai puțin de 3/4 din populație, da? 72% mi-au răspuns că cunosc data. Unii au invocat că data va avea loc în noiembrie, 20 septembrie, alții pe 10 noiembrie. Un grup consider substanțial din respondenți, circa 12%, în genere, nu mi tot una de aceste alegeri, adică nu ne întrebați, noi nu vrem să participăm la aceste alegeri, deoarece sunt deranjați de probleme mult mai acute, și anume cele care le-am enumerat eu. Și ei consideră că, vedeți, este aici o altă întrebare. Considerați că alegerea directă a președintelui Republicii Moldova va contribui la soluționarea problemelor deosebit de importante ale societății? Și uitați, mai puțin de 50%, da? Mai puțin de jumătate, circa 40% consideră că da, aceste probleme vor fi soluționate, dar mai mulți, 46% consideră că nu, alegerile președintelui nu o să soluționeze problemele grave care se confruntă ei, familia lor personală, adică nu se va îmbunătăți situația economică, financiară, a familiei proprie, adică populația consideră că da, trebuie de participat la scrutin, deoarece, vedeți, 53% sunt, doar 53% spun că cu siguranță se vor prezenta la vot. Dar ducând cont de fenomenul dezirabilității sociale, atunci când respondentul vrea să apară într-o culoare cât mai frumoasă în fața operatorului de interviu, înseamnă că numărul acesta este încă mai mic. Dacă aplicăm, sunt niște formule de sociologie, tehnici de al lui Troian Rătariu, a sociologilor de România, care au scris ce ține de prezența la urne, adică noi vom avea un absenteism electoral. Și aici foarte mult depinde de candidații la președinție, dacă ei vor putea să vină. Nu numai știți cum la unele posturi de televiziune, aceeași lozing, popca dura, popca dura, adică da, la unul îl critică pe un candidat, la altă emisiune îl critică la poziție de televiziune pe alții doi candidați pe dreapta, da? Și iată, dar lumea nu așteaptă asta. Țăranul nostru nu acceptă limbajul suburban.
Când ești numit, făcut în tot felul, mai și ești candidat la președinție, ăștia sunt oameni școliți, că vedeți că după calitățile lor vor să vadă oameni competenți, oameni bine educați, un alt. Și când văd așa că dacă nu va avea loc o dezbatere civilizată să demonstreze candidații la președinție că noi avem personalități politice în țara asta, adică sunt oameni care țin la acest popor, care estimează, care vorbesc frumos și să vină numai cu soluția problemelor care existente în țară. Dar de dezbaterea este ieftine, de fleacuri, de aceste manevre ieftine, populația este sătulă. Deja parcursul 25 de ani s-a demăgit în clasa politică. Deci avem nevoie ca candidații care vor procede la scrutinul electoral, într-adevăr, să gândească bine de unde vine, cu ce mesaj vine și ce soluții propun societății. Dar nu dezbateri ieftine. Domnule Reniță, ca să mai facem haz de necaz de noi înșine, vă întreb, sunt puțini sau sunt mulți ăștia 23 care sunt înregistrați și în ce măsură vi s-a părut relevant răspunsurile? Pentru că ar trebui să fie un bun gospodar, ar trebui să dețină o cultură și așa mai departe. 23 sunt mulți, eu sper că nu toți vor fi înregistrați, sigur că în limite legale, deci să fie înlăturați, pentru că nu toți vor putea aduna aceste voturi. Aceste 15.000 de semnături. Și după asta nu știu ce prestanță vor avea până la urmă, pentru că a te avânta într-o asemenea competiție e nevoie de multă multicalități organizatorice și, sigur, resurse financiare. Dar ce înseamnă răspunsul ăsta al nostru ca viitorul președinte să fie competent? Dacă ar fi să deschidem un pic parantezele. Bine, deci răspunsul ăsta, în primul rând, haideți să recunoaștem că stă la îndemâna oricui. Adică dacă vrei să ai un conducător, să are în vedere că el trebuie să fie mai bine pregătit decât mine, ori decât dumneavoastră. Asta are în vedere, deci, omul comun, cel care răspunde. Deci el vrea să vadă un om, într-adevăr, cum a spus colegul meu, bine școlit, cu experiență de muncă în administrație, adică să nu vii de pe undeva. Probabil că aici este și, de exemplu, putem da un răspuns chiar aceluiași deci candidat, acelora candidați care deci s-au inventat ei pe sine, cum ar fi, de exemplu, hai să dăm un exemplu a colegului nostru Dumitru Ciubașenco, care nimeni nu l-a așteptat și nimeni deocamdată nu-l ia în serios ca candidat. Și sunt încă mulți alții. Am dat unul mai la îndemână și mai la, care este în rating puțin mai la suprafață. În genere, trebuie să ținem, mi-a plăcut precizarea asta a domnului Mocanu, de acest, hai să zicem, popular coeficient de șretenie a neamului nostru, care, dacă fiind luat aparte, adică la individ, poate că unde ori îi aduce anumite dividende. Dar sub aspect colectiv, această șeretenie de multe ori ca bumerangul se întoarce împotriva noastră. De aceea, eu cred că chiar iată la capitolul și competent și la capitolul luptei cu corupția, deci noi un pic trișem, suntem șereți, pentru că omul comun, eu cred că crede în felul următor. Da, lupta cu corupția, dar să înceteze să fie corupți și să furice de sus, dar pe noi să ne lasă în pace. Deci să putem da mită și să furăm cum am furat înainte. Deci eu cred că asta ascunde lupta cu corupția omului comun. De ce spun? Pentru că vedem mai departe că crește situația criminogenă. Dar asta nu e din cauza elitei, dar din cauza că oamenii fură și de la stat, dar fură mai ales și unii de la alții. Acum știți că iar a crescut, nu știu dacă a crescut, dar în orice caz sunt frecvente sau sunt mediatizate furturile astea apartamentelor. Asta, deci, de fapt, ce facem noi? Furăm unul de la altul și ne luptăm cu ce? Noi înșine. Domnule Mocanu, spuneți-ne, vă rog, opțiunile concetățenilor noștri sunt destul de interesante.
Pe de o parte vorbim de integrare europeană, pe de altă parte vorbim de un alt vector, o altă viziune. Dumneavoastră aveți în vedere candidaturile la postul de președinție? Nu, mă refer aici la Uniunea Europeană și Uniunea Economică Euroasiatică. Deci aici problemele stau în felul următor. Practic, noi în Republica Moldova avem trei grupuri de cetățeni, da? Unii se orientează spre Uniunea Europeană, alții se orientează spre Uniunea Economică Euroasiatică. Acest segment este mai substanțial. Și avem o treia grupă de persoane care nu că ei sunt indiferenți de viitorul țării, dar știți, ei consideră, țara noastră consideră în felul următor. Și astea sunt majoritatea lor. Păi, până în 91, noi am considerat că toate problemele noastre, mai n-am spus altceva, sunt vinovați rușii. Da, ei ne-au deznaționalizat, ei nu ne-au dat voie să vorbim în limba română, să scriem în grafie latină, da, și problemele economice nu s-au rezolvat tot. Erau vinovați tot asta rușii. Acum, ei spun că noi plecăm în Uniunea Europeană, da? Dar gunoiul nu se evacuează de pe teritoriul satului, problemele sociale nu sunt rezolvate, șomaj mare la țară dori, șomaj ascuns, el are o muncă sezonieră. Adică avem o sumedenie de probleme. Adică aderând la Uniunea Europeană, în viitor apropiat de toate problemele noastre vor fi vinovați europenii. Și ei spun că, mai dar n-ar fi mai bine, că noi avem exemplu părinților, bunieilor noștri, care într-o situație materială mult mai dezastruoasă, după război, foamete, au pus mâna, au sărit vii, livezi, au investit în satul lor, au construit drumuri, poduri, au făcut ceva. Dar noi așteptăm cu prima ocazie să fugim peste hotare că acolo e mai bine. Da, într-adevăr, în societățile economic dezvoltate, da, cu democrații dezvoltate, sunt localități frumoase, cu infrastructură bogată, un nivel înalt a vieții. Și dacă dăm birul cu fugiții cu toții din țară, noi nu soluționăm problemele care se confruntă populația. Și ei consideră că noi ar trebui să fim mai patrioți, să stăm aici și să rezolvăm problemele în localitățile noastre, da? Să ne unim. Eu, nu de mult, la sfârșitul anului trecut, am avut o discuție în Organizația Națiunilor Unite. Am fost invitat problemele de combatere a corupției. Bravo. Și au participat majoritatea, în jur de 100 de țări, majoritatea, noi 3 zile s-au desfășurat lucrările și majoritatea erau procurori generali, dar din țările cele mai corupte au invitat sociologii, da? Și noi am prezentat, toți câte 5 minute am avut egal, am prezentat raportul. Și la urmă, organizatorii acestei conferințe, demnitarii înalt de Organizația Națională, au spus, oameni buni, nu-mi place să vă plângeți, nu o să vă rezolve nimeni nicio problemă. Noi putem să vă ajutăm financiar, ceva acolo, în plan, dar problema principală, peste 90%, trebuie să o soluționați voi, popoarele din aceste țări. Duceți-vă, formați societate civilă, cultivați-vă, luați, mai citiți câte ceva, luați și uniți-vă împreună, găsiți niște procurori onești, niște polițiști onești, faceți ordine, combateți corupția. Asta e unica șansă ca să prospere națiunile voastre. Dar așa vă să-mi place să plângeți ca niște prostănași de școală și nu să solucionați problemele. Aceasta a fost răspunsul dat oficial la toate țările. Domnule Reniță, vorbim despre participarea la urne. Vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Se poate întâmpla ca mulți dintre alegători să aibă această reticență față de campanie electorală, față de candidați și să nu se prezinte în virtutea faptului că avem 58% au răspuns că se vor prezenta la urnele de vot. Eu cred că... Sau aceste alegeri vor fi validate? Aici vreau să ajung. Nu, sigur că... Eu sunt sigur că vor fi validate și sunt sigur că dacă nu 58, peste 50% din populație va fi prezentă la urnă. Și vă explic de ce. Pentru că în majoritatea lui acum electoratul este protestatar. Deci fiecare are în sinea lui o problemă mare de rezolvat. Sunt nemulțumiri la nivel de administrație locală, sunt nemulțumiri la nivel de administrație centrală și pentru cetățeanul nostru este o opțiune de a-și spune în felul ăsta părerea, pentru că el deseori nu este auzit. Și judecând după starea de spirit pe care o observ eu în societate, deci vor merge majoritatea la urne. Altceva este că, din păcate, mulți o să facă alegerea nu pornind de la niște gânduri
pozitive, de la încercarea de a schimba ceva, dar de la răzbunare. Pentru că de multe ori la noi omul merge din cauza asta. Aha, am trăit deci până mai ieri prost, știu bine că nu voi trăi mai bine, dar măcar o să sancționez pe cineva. Fără să se gândească, sancționând pe cineva, deci el va putea alege ceva mai bun. Asta ar trebui să-l preocupe. Opțiunea pentru ceva mai bun, nu sancționarea trecutului, că nu poți sancționa trecutul. Domnule Reniț, în calitate de jurnalist vreau să vă mai întreb un lucru. Spuneți-ne, vă rog, în 26 de ani de independență mai puțin, 26 de ani ai Republicii Moldova, spuneți-ne, vă rog, tot am vorbit despre calitatea acestor liste electorale. Acum, în preajma alegerilor, iarăși se invocă aceleași argumente. Vor participa persoane care, sau vor figura, mai bine zis, persoane care nu mai sunt în viață, listele sunt incomplete. E așa cum este văzut starea de lucru în ochii unui jurnalist? Și dacă problema asta putea fi soluționată odată pentru totdeauna, ca să nu mai revenim la ea? Eu cred că probleme de felul ăsta nu se soluționează atât de repede. Sau nu există dorință? Nu neapărat. Deci există, dacă vreți, în primul rând, lene. Există birocrație. Există, deci, sarcini puse greșit. De exemplu, cine exact acum trebuie să se ocupe intensiv de redactarea acestor liste? Puteți spune? Guvernul? Probabil că este o muncă grea și o muncă care nu este plătită. Și din cauza asta, deci nimeni nu-și răsuflică mânicile. Noi de 26 de ani ne folosim de unele cam și aceleași liste. Și problema apare la fiecare alegeri, dar după fiecare alegeri n-au drapoarte, cineva și-a răsuflicat mâinile și s-a apucat de listele astea și le-a curățit. Mie mi se pare că listele astea nu le-a făcut cineva special. Ele există de la alegeri la alegeri, așa știi cum îți duci un rucsac ori un geamantan de ăsta vechi și nu vrei să-l schimbi pentru că ți-i drag, pentru că ține de anumite amintiri, pentru că nu ai bani sau nu ai timp să-ți refaci un anumit bagaj vechi. De ce eu îl privesc critic aceste liste, dar totodată nu vreau să fac tragedii dintre însele, așa cum s-au folosit la alegeri celelalte puteri și au venit învingătoare. Deci, ca și cum regulile de joc nu se schimbă. Nu se schimbă în genere multe reguli de joc, după cum vedeți din acest sondaj. Și listele sunt o parte din acest. Dacă, de exemplu, știți cum e cu listele? Deci, în fiecare localitate, comisia electorală de pe loc, dacă aici la guvern nu știu cine a murit într-un sat ori în altul, apă acolo e tot pe față, adică ei știu. Deci dacă ei, primarul, dacă comisia locală nu au grijă să facă reguli în listele cele, spuneți vă rog, cine o să facă? Eu nu știu. Problema trebuie pusă altfel, înseamnă că trebuie creată probabil că o comisie la nivel de stat care trebuie să aibă oameni plătiți, pentru că nimeni nu o să facă lucrul ăsta gratis, vă asigur. Deci este și problema recensământului, vedeți că aici, dacă vreau să-l completez pe colegul meu de platou. Este, care s-a făcut în aceeași manieră. Care este situația? Într-adevăr, desfășori un sondaj, trebuie să spui mari eforturi ca să aduni informații veridice. Fix aceeași proveste și cu listele. Deci, trebuie cineva să financeze, cineva să organizeze acest lucru. Uitați-vă recensământul, doar s-au alocat 10 de milioane de lei și el a ieșuat. Din ce cauza ieșuat. Metodologia o lăsăm la o parte, da, chestionarul acela. Dar uitați-vă, înseamnă că cenzorii n-au fost motivați. Ce? Mă uitam pe oraș, chiar dacă și lucra așa cum cu tragere de inimă. I-au cumpărat calculator acolo, ce? I-au mai cumpărat lui acolo telefon și gata, dar el nu era motivat. Și adică n-au fost motivație de a, n-a fost interes de a organiza acest recensământ ca să fie antrenat toată populația urbilor. Uitați-vă, sunt, mai ales blocurile astea noi, nu sunt recenzate. Acum, eu pun la îndoială aceste date, deoarece știți, în sectorul rural s-a admit încă de rău de bine s-au desfășurat. Acolo au găsit persoane interesate, când s-au plătit 2300 de lei sau 2700, nu mai țin minte. Da, cam așa în jur de 3000 de lei. Și i-au motivat. Înseamnă că același lucru trebuie de făcut și cu listele. Ieșirea din situație este doar una. Ca observatorii din partea tuturor partidilor să fie conștienți, să fie motivați, să fie
să asigure controlul cum lucrează birourile acestea, da? Adică să asiste până la urmă, să participe la numărarea voturilor, să ducă numărarea paralelă, își pare cum o fac colegii la Promolex, dar o fac bine. Și asta este unica ieșire din situație. Dar pe parcurs, într-adevăr, de organizat niște liste bune, că neavând liste electorale cum scade, având un recensământ, că neavând un recensământ decât făcut, atunci apar foarte multe întrebări la elaborarea politicilor sociale, dar pleci peste hotare, prezinți un material, da, științific, spun, băi, dar cât este de argumentat? Cum ați calculat voi eșantionul? Care este eroarea în sondaje dacă voi nu aveți niște date statistice normale în țara asta? Eu vroiam să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Mocanu, primele situații sau primele poziții atunci când vorbim despre candidații la funcția de președinție este clar, domnul Dodon și doamna Sandu. Eu vreau să aflu cealaltă extremă și aici apare o întrebare firească. Care este soarta candidaților independenți și care e misiunea lor? Cum este văzută de concetățeni? O să vă spun poziția sociologilor sau în caz a mea personal și a echipei pe care am onoarea să o conduc. Noi vedem în toți candidații la funcția de președinte că au toți șanse egale de a participa la această bătălie. În primul rând, este o unică ocazie de a veni și de a demonstra care sunt capacitățile tale, da? Poți să vii și să spui, iată, am așa experiență de lucru, iată, cunosc în domeniul inicial, și program electoral, care este echipa mea, cum o să transpun în viață dezirațiile mele. Și acesta este foarte important pentru populație de a depista noi lideri. Noi acum trebuie să aducem sânge nou în politică. Noi trebuie să aducem personalități noi, în tineri să vină să participe la conducerea țării. Și de aceea avem nevoie ca să fie o participare cât mai largă. Este clar că, uitați, în cadrul sondajului, fiecare a 4-5 casă de la nordul Moldovei, noi n-am găsit persoane care să ne intervievăm, am luat din rezervă. Adică mulți au acei năpăstuiți, n-au vrut să participe la sondaj. Adică, sunt o sumedenie de probleme și acestea se vor reflecta și în campania aceasta prezidențială. Și vă imaginați, dacă sunt 20 ceva de candidați, da? 23, da? 23. Și uitați-vă, dacă ei în mediu vor 15.000, înseamnă că trebuie să acumuleze mai mult, că mă rog, dacă li mai rebutează 1.000-2.000 de semnători acolo, 20.000. Aproape jumătate de milion de persoane trebuie să semneze. Nu să găsim în Moldova pe persoane care vor să semneze pentru o persoană sau alta. Adică, consideram că măcar, cel puțin o jumătate din ei, să zicem, 10 candidați vor fi. Acum, care sunt șansele lor? Eu cred că depinde însuși de ei. Cum vor prezenta aceste programe și de sinceritatea cu care vor participa în acest scrutin electoral. Dacă pe primele poziții s-a plasat Igor Dodon și Maia Sandu și posibil că aceste bătălii se va da în primul rând între aceste două personalități politice, clar că vine din urmă, îi ajunge și Marian Lupu, Andrei Năstase tot va participa la această bătălie politică. Ceilalți au șanse mai șubre. Iată, colegul meu a vorbit de Dmitri Ciubașencu, eu tot sunt de acord cu dumnealui că iată, are rating 2,9%, adică 3% de la direct și de la redistribuire are 3,60%. Și eu nu susțin faptul că Dmitri Ciubașencu e nulitate. Eu nu spun că el e nulitate, dar el ratingul lui e aproape zero. Pentru că el se indignează de unde are așa mare rating. Eu să-i explic lui prin intermediul televiziunii că ratingul într-adevăr e zero și experții drept eu zic zero, dar în chestionare lumea întreabă cine? Că partidul nostru are 10,6-11% la redistribuire, are undeva 11% la redistribuire și ei spun că noi vom vota candidatul nostru care îl va înainta partidul. Și adică aici nu se regăsește Dimitri. Noi pur și simplu când am un chestionar, da, era la partidul nostru, spun că reprezentatul partidului, noi deja știindu-l când am terminat investigația, l-am scris pe dumnealui. Și că nu trebuie să bucuri tare, că el într-adevăr ratingul lui zero. Domnule Reniță, cum se întâmplă că unele partide au reușit în timp record ca să colecteze aceste semnături? Societatea civilă, activiștii civici s-au pronunțat, au cerut ca să fie analizat mai profund această stare de lucruri. E posibil ca în 24 de ore aceste voturi să fie acumulate, sâmbătă cecul ca să le primească? Sincer, pe mine nu m-a preocupat în mod deosebit această problemă, pentru că este vorba de tehnologii de calcul. Unii spun că se poate în 3 minute sau chiar într-un minut să obții o semnătură în funcție
resursele pe care da, le-ai la dispoziție. De alții spun că nici în 10 minute. Bine, putem discuta oricât. Dacă Comisia Electorală Centrală, ori organii de abilitate vor găsi că nu au fost colectate cum se cade, deci n-au decât să sancționeze. Înțelegeți, poate Partidul Democrat, ori alt partid care a strâns destul de repede, deci are tehnologii noi de colectare. Deci nimeni nu-i vine a crede că o mașină se poate ansambla așa de mult până deci, Ford nu a demonstrat la conveier că se poate. Deci lucrurile astea, cum să vă spun, lucrurile astea le iau din păcate la înarmare și le propagă deci candidații care se simt din capul locului pierdanți. Ori dacă nu se simt, deci au ales tehnologii de a se afirma, o tehnologie de a se afirma greșită. Nu poți să începi să te promovezi prin argumentul că cineva este mai tare ca tine și tu ești din capul locului slab. Pentru că e clar că lumea o să te consideră slab. Deci trebuie să apari puternic. Deci nu faptul cum acționează candidatul cu tare, ori concurentul cu tare trebuie să te intereseze. Trebuie să te intereseze, cum a spus colegul meu. Deci programul tău politic, deci programul tău economic, cine ești tu ca om, cât de competent ești, asta trebuie să apare. Altceva, că nu toți cei care și-au propus au, în primul rând, trebuie să accentuăm asta, resursele financiare pentru a se promova. Cu asta trebuie să-ți cumperi timp de antenă, spațiu de ziar, trebuie să fii prezent în mai multe locuri și asta înseamnă... De fapt, asta și vreau să aflu de la dumneavoastră. Considerați că regulile de joc sunt bine stabilite, arbitrul există și penalizează în cazul în care încălcăm? Știți, atunci când noi am ales capitalismul, hai să zicem că nu l-am ales, dar ne-a fost impus în 91, tot atunci a apărut și afirmația asta care o consider absolut profund falsă, liberală, că toți au șanse egale într-o societate democrat, capitalistă, societate democrată. Deci, în 91, trebuie să considerăm că deci, elita comunistă care a început a acapara tot ce stătea la îndemână și aveau informații, am în vedere Lucinski, Snegur, Voroni și așa mai departe, erau egali, aveau acele șanse egale ca căruțașul sau izdavoiul din cutare sat, Moș Gheorghe, Moș Ion, așa mai departe, care între timp îi se luasă și economiile de la cărticica de economie. Deci sigur că nu. Sigur că întotdeauna deci există oameni cu statut social mai potrivit pentru a candida și mai puțin potrivit. Și iată noi îi vedem în listele astea că unii oameni poate nu-și calculează corect sau poate vor să apară. Este și asta, alegerile este o șansă de a te lansa în politică. Deci nu neapărat să câștigi, dar deci lumea ca să te vadă, să-ți demonstrezi o anumită reputație politică, socială, deci nu neapărat ca să câștigi. Iată, eu aș vrea să intervin aici. Uitați de care e situația. Într-adevăr, când eu susțin ipoteza asta că toți candidații au, adică sunt în, nu că sunt în condiții egale, dar au șanse de a se manifesta, deoarece... În condițiile legii. Da, în condițiile legii, vedeți că haideți să vorbim, au mai fost alegeri prezidențiale, da? Noi știm cei care au candidat. Doamna Costin, da? Da. Iulia Gore Costin, mai mulți candidații, manifestându-se, pe urmă, au șanse mai mari de a deveni miniștri, ambasadori, să fie invitați mai des în mass media, adică să ducă cont de părerea lor. Dar și în imaginea satului natal sau localității natale apare, uitați-vă ce personalitate a dat naștere pământul moldovenesc. Domnule Mocanu, eu vreau să vă întreb un lucru destul de sensibil. Cel puțin dumneavoastră o să ne confirmați sau să infirmați lucrurile. În media am găsit că Asociația Sociologilor în viziunea CEC a încălcat codul electoral prin publicarea și prin prezentarea acestor date. Este așa? Aveți anumite reacții? Da, de ce vi s-a adus acuzații? Acum și o să vă explic situația. Spuneți. Eu activez în domeniul cercetare circa 30 de ani. N-am
avere, n-am afacere, n-am firme, n-am nimic. În rezultatul privatizării m-am ales cu zero. Dar mă strădui tot timpul și eu și familia mea să respectăm întocmai legile care sunt în Republica Moldova. Niciodată noi ne-am străduit să nu încălcăm buchea legii. Deci și la alegerile locale și acum la alegerile astea prezidențiale, cu mult timp înainte de demararea procesului electoral, este scris cererea, adică nu cererea, dar unde mers către Comisia Electorală Centrală, unde informăm ce sondaje, când vor avea loc, în ce perioadă, adică este o mică greșeală din partea CEC-ului. Ex-președintele Iurie Ciocan m-a sunat a doua zi după ce a fost comisă gafa asta și a cerut scuză din partea Comisiei Electorale Centrale. Da. Deoarece este cererea semnată pe 7 septembrie unde noi ne-am înregistrat. Aceste lucruri nu se fac. Deoarece sunt organe, poate noastră nu știu, dar sunt organe de control în țara noastră care urmăresc ca să nu fie, știți, în procesul electoral de Republică Moldova să nu intervină forțe din exterior, să nu vii finanțe din exterior. Sunt în organele noastre de forță, sunt așa centrici, adică noi știm de existența lor, deoarece totuși de 30 de ani activăm și adică nu putem să încălcăm această legislație, tot este înregistrat, tot este, dar pur și simplu a fost o gafă, se vede că sunt foarte, unii din membrii CEC-ului sunt foarte ocupați cu înregistrarea, cu examinarea documentelor și le-a scăpat documentul nostru. Dar el este înregistrat în anticameră CEC-ului, așa că noi problema aceasta am scos-o. S-au cerut scuze de regoare și noi am scos problema. Domnule Reneț, cum se întâmplă că în timpul campaniilor electorale sau în preajma lor, să fiu mai exact, apar ca ciupercile după ploaie, tot felul de sondaje, unele mai deocheate decât altele, aș zice, care își plasează proprii candidați în vârful piramidei? Ori ne aducem aminte de acea vorbă cunoscută, cine plătește sau cine arvonește acela plătește. E așa și în cazul sondajelor? Vorba asta este probabil justificată, dar în anumite cazuri și vis-a-vis de anumite case de sondaje sau, hai spunem, sociologi. Pentru că sunt câteva case sau câteva companii sociologice care pe parcursul a ultimilor 20 de ani și-au demonstrat reputația și au demonstrat faptul că pot analiza fenomenele respective sociologice distant și eu, de exemplu, consider, nu știu dacă toți vor fi de acord cu opinia mea, că deci Asociația Demografilor, organizația care este și sociologilor, organizația care este reprezentantă de domnul Mocanu, sunt printre acele 3-4 deci organizații de cercetare științifică în domeniul sociologiei care se bucură de aprecierea, hai să spunem, în primul rând în cercurile științifice și după asta în cercurile care nemijlocit sunt atinse. Sigur că am văzut pe parcursul deci activității, mai ales în alegeri, în situații de astea de extremă, că anumite persoane care sunt vizate și sunt vizate uneori negativ, ce să-i faci? Astea sunt rezultatele sondajului, nu sunt mulțumite de asemenea sondaje. Vă aduceți aminte, de exemplu, că Vladimir Nicolaevici Voronin spunea că el în genere nu recunoaște, că el știe cum se fac. El știe cum se fac pentru că el le comanda. Și nu numai el, dar anumiți politicieni le condamna într-o anumită situație. Dar ei au și anumite sondaje interne care, dimpotrivă, vor ști exact cum stau lucrurile, pe care nu le fac și nu le difuzează. Și atunci ei tot apelează la case de sondaje care au reputație bună. Care au reputație bună. De ce? Noi putem fi de acord cu sondajele, ori nu putem fi de acord, așa cum putem fi în general de acord, ori nu cu știința. Da, vă rog. Clar, știți, întrebarea este pusă și noi trebuie să răspundem la ei, nu ne ascundem după deget. După toate scrutinii electorale, chiar și după ce a ieșuat referendumul din 2010, tot timpul se fac conferințe științifice și unde sociologii discută de metodologia care s-a utilizat, care sunt erorile în sondaje, sunt publicate marjă, sunt eroare în sondaje, marja e altceva. Și toate aceste rezultate sunt publicate pe site-ul adep.md și noi după aceea facem analiza noastră, da? Calculăm care este eroarea medie și
și așa mai departe. Acum uitați-vă, ce ține de Vladimir Voronin, acum în ultimul timp ne întâlnim pe la conferințe științifice unde discutăm și într-adevăr el spune, da, că într-adevăr sociologia ta gadalca, că nu e știință cu una ca alta. Acum, după ce el nu este pe primul loc în rating, când era el primul loc, asta era știință, el era primul loc, Tarlev era prim-ministru, tot era primul, președintele Parlamentului, ba pe locul 2, pe locul 3, atunci că partidul era în vogă, da, era la putere. După ce au venit la conducere niște tineri mai șereți, așa, și l-au șmecherit pe Voronin, da? Și ei s-au ridicat în topuri când, într-adevăr, fac sondaje. Nu doar au companii, fac mai multe. Acum, de-amă, Voronin splânge că sondajele nu sunt științific argumentate, da? Dar aceasta îi rămâne pe seama lui. Cum poate fi soluționată problema cardinal și cum eu văd eu la sondaje? În Republica Moldova, ca și orice țară dezvoltată, trebuie să fie câteva companii de sociologie. În aceste companii trebuie să lucreze și tineri bine școliți, cu studii peste hotare, chiar și la noi în țară, dar persoane oneste care vor să-și facă treaba. Când va fi concurență între aceste companii de sociologie, vor veni mai multe comenzi pe piață, da? Vor fi un flux de finanțe, da? Ca aceste companii să stea bine picioare, să aibă tot niște bază materială bună de a organiza, să poți plăti cum se cade operatorilor de internet, să plătești nu numai operatorilor, dar să plătești și respondenților care să-ți răspundă. Adică atunci va spori calitatea și veridicitatea datelor sociologice. Domnule Reniță, mai avem 3 minute în cadrul acestei emisiuni. Vreau să aflu de la dumneavoastră. Boicotăm alegerile sau nu? În contextul celor discutate pe ultima 100 de metri. Da, deci știu că legal ele nu pot fi boicotate, dar deci oamenii care în felul ăsta vor să se manifeste, deci au tot dreptul. Legea nu le permite, de exemplu, să facă act de absenteism. Opinia mea este totuși că trebuie de mers, de participat, pentru că asta spune democrația, dacă vrei să ai o societate care se rezolve în colectiv ceva, dacă ești ții la colectivitatea în care ești, trebuie să mergi alături de toți și să nu te temi, mai ales că acolo nimeni nu te constrânge în cabină, să nu te temi să faci opțiune, așa cum crezi tu. Asta este important, ca omul deci să fie de acord cu opinia lui când merge la urna de vot. Că de multe ori deci el are opinia lui, dar până ajunge acolo, fiind influențat în modalitățile în care noi le cunoaștem picarea, el până la urmă ajunge acolo și nu este de acord cu sine. Domnule Mocanu, un răspuns scurt, categoric. Aveți semnale că în această campanie vor fi utilizate produse alimentare, nu știu ce, pentru a invoca? Fiind sau persoanele care au mers în teritoriu au semnalizat asemenea tendințe, cel puțin? Știți, aceasta nu e sfera noastră de activitate și noi nu culegem astfel de informații. Domnule Mocanu, domnule Reniță, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Plăcere. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Estimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. În numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună. Rămâneți alături de noi.